Salutare și bine ai venit la un nou episod, la un nou videoclip aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și înainte să începem, te-aș ruga tare, tare frumos să intri pe comunitatea din Discord, ai QR codul acolo, să lași un like, să lași un subscribe acestui canal și dacă vrei să vezi mai multe despre mine, ai Facebook, ai Instagram, du-te, dă și acolo un follow, un like, ne găsim peste tot dacă e nevoie. A trecut prima etapă de Fantasy Premier League și trebuie să vedem ce am făcut, ce s-a întâmplat cu echipa noastră, dacă a performat și ce opțiuni o să avem pentru a doua etapă. Facem schimbări, nu facem schimbări, plecări, veniri, hai să vedem. În prima etapă, cetățenii au făcut un solid 68 de puncte. În poartă cu Ward. Dacă ar juca și ceva, apărarea celor de la Leicester ar fi interesant. 7 puncte pe Cancelo, 12 puncte pe Zinchenko, mare manager și prețul la Zinchenko a și urcat cu 0,1. Acum Zinchenko costă 5,1. Un punct pe Perisic. Se pare că Perisic nu prea joacă, nu este el titularul cert la Tottenham și a fost doar 24 de minute în victoria 4-1 împotriva celor de la Southampton. San Maximin, big flop, deși a câștigat Newcastle cu 2-0, nu a primit decât 3 puncte, nu a făcut nimic basically pe teren, a fost total inexistent, 89 de minute jucate, 3 puncte. Saka, unul dintre cei mai buni jucători ai lui Arsenal, 90 de minute, un assist, clean sheet, 6 puncte, frumos. De Bruyne nu a dat, a dat un assist, frumos. Și cu clean sheet, 87 de minute jucate, 6 puncte. Salah încă o dată s-a dovedit o alegere foarte bună pentru prima etapă, 12 puncte, iar capitan fiind a primit 24. Sam Greenwood, din păcate, doar 17 minute jucate. Gabriel Jesus, 82 de minute jucate, foarte implicat în jocul celor de la Arsenal, însă, din păcate, un pic cam neeficient. Doar 2 puncte primite pentru un atacant, puțin. A avut niște dribbling-uri insane în primele minute ale jocului, însă nu a reușit să marcheze, din păcate. Vardy, un 5 puncte solid cu un assist în 2-2-ul lui Leicester contra lui Brentford. Pe bancă, Adrian, niciun minut jucat. Wan-Bissaka, niciun minut jucat. Nico Williams, minute 90 jucate, 0 puncte, pentru că a luat și galben și a primit și 2 goluri echipa sa. Andreas de la Fulham, 88 de minute jucate, 2 puncte în Fulham-Liverpool 2-2. Putem să vedem aici că am trecut cu această echipă de average-ul acestei etape. Hai să dăm niște zoom. Average-ul fiind 57 de puncte, highest points 119. Hai să vedem ăsta cu 119 ce a avut. În poartă Mendy, Bulan. Și Mendy destul de scumpuț, 5 milioane, poți folosi milionul ăsta altundeva. Zinchenko, Perisic și Trippier, nu știu ce să zic de acest Trippier cu, de la Newcastle. Hai că primul meci a fost cum a fost împotriva lui Nottingham Forest, însă urmează meciuri cu Brighton, cu City, cu Wolves, cu Liverpool, nu știu dacă este o soluție viabilă Trippier. Ward-Prowse, o soluție foarte bună, deși au pierdut cu 4-1, a făcut 9 puncte, un jucător foarte bun, un 6,5, cred că e chiar mai eficient decât San Maximin. Martinelli și el, unul dintre cei mai buni jucători al lui Arsenal din acest plot și acest moment. Salah, Coutinho, un Aston Villa care a dezamăgit crunt în prima etapă, pierzând 2-0 împotriva lui Bournemouth. Avem acest Darwin Nunes Ribeiro, Darwin, cu 9 puncte,
pe 39 de minute jucate, gol, assist și bonus. Cred că bonusul, sincer, putea să fie chiar mai mare pentru doar 39 de minute jucate, să dai și gol și assist și practic să salvezi Liverpool de la înfrângere, e bine. Mitrovic, nici nu știu dacă are rost să discutăm de acest Mitrovic care a făcut senzație în prima etapă, a treia oară în Premier League, când vine fiind golgeterul din Championship, dă două goluri lui Liverpool. Toată lumea zicea că Mitrovic nu ar avea ce să caute nicio echipă, iată că a reușit să dea dublă la început, 13 puncte. Acest Mitrovic care costă nu mai mult și nu mai puțin de 6,6, acum i-a crescut prețul, a fost 6,5, eu l-am avut pe Vardy cu 9,5. Ca să înțelegeți, Mitrovic ar fi fost insane. N-am avut încredere, m-am luat după lume, aia e. M-am gândit în schimb, Și bineînțeles, Haaland care și el a crescut la 11,6, iar Kane, care a fost preferat de foarte mulți, a scăzut la 11,4. Și n-am mai putut să facă foarte mulți manageri, n-am mai putut să facă schimbul dacă n-am făcut atunci repejor. Haaland, după cum știți, dublă, 8 puncte pe goluri, 3 pe bonus, 2 pe minutele jucate, 13 puncte în total. Ăsta văd că a fost nebun și a dat un triple captain și a luat 39 de puncte. Arrizabalaga, nu știu ce caută aici la el pe bancă, cu 4,5, putea să-și ia un portal de 4. Diego, Carlos, Lingard și Mi. Câteodată eu nu înțeleg cum unii au bani să facă astfel de echipe și când ajung eu spanicat, că nu găsesc ce echipe. În momentul ăsta, în Premier League România, suntem pe locul 254 din foarte mulți. Cred că la un moment dat erau... trebuie să ne ducem mult, 748 de jucători, 748 de jucători, cărora se mai adaugă 8 la următoarea etapă. Cel mai prost punctaj din acest Premier League România, CP3 Ciprinio, cu doar 23 de puncte, în poartă cu Martinez, Gabriel în apărare, Botman, Guehi, care o lua minus 1, Cucurera, care o lua 0, Son 5, Fernandez 2, Coutinho 2, Jesus 9, Watkins 1, Scamaca 1, Sanchez pe bancă cu 4, Mascuera cu 0, Watprouse cu 9 și Bowen cu 2. Nu înțeleg echipa asta, de ce ai pune cu Scamaca, care joacă împotriva lui Manchester City și nici nu o să fie titular. Într-adevăr, Watkins și Coutinho erau alegeri bune. Botman... Aoleo, Botman a jucat un minut, mișto, fain. Cucurera, care numai ce se transferase la Chelsea și îl bagi. Niște alegeri destul de proaste, ca să zic eu, și cu cu încredere în Fernandez, da, fan Manchester United, din păcate Manchester United nu merge cum ar trebui. În Liga Prietenilor Mei de la Tunarii de Mortar suntem pe locul 3, cel mai mult Ovidiu Kovac cu FC Băieții, 84 de puncte, un start foarte bun, Haaland, capitan, Jesus și Greenwood, De Bruyne, Bailey, Martinelli și Salah, Zinchenko, Trippier, Alexander-Arnold și Ederson în poartă, pe bancă Adrian, Nico Williams, Mbabu și Andreas. Foarte, foarte bună echipa, a nimerit cu Haaland, a nimerit și cu Salah, a nimerit și cu Zinchenko. În liga noastră, LCH Gamer, s-au înscris până în momentul de față 93 de oameni, urmează la următoarea etapă să vină încă 3, deci 96, încă 4 oameni dacă vin în liga noastră, suntem 100, eu sunt foarte, foarte mulțumit, pe un loc 32, cel mai bun din liga noastră în acest moment este, să vedem,
Cătălin Lobonț, care a avut un parcurs foarte bun și anul trecut, dacă stau eu bine să mă gândesc. Mitrovic și Haaland în atac, incredibil. Salah, Sterling, nu știu băi băiatule ce a fost în capul tău cu Sterling, Bruno Guimaraes și Neto, Trippier, Koulibaly, James și Cancelo. Foarte bun James, foarte bun Cancelo. Mă gândesc și eu la Reece James să ajung cumva să-l bag în echipă dacă o să mai am bani. La un moment dat însă, nu știu, uite aici, Waco Peters nu a jucat și bine că nu l-am ținut și eu în echipă. Foarte complicat ce se întâmplă, foarte complicat. Ar trebui să dispară Saint-Maximin, Wan-Bissaka, Perisic și, sincer, Vardy. Ar trebui să vină aici Haaland, care a crescut în preț, bineînțeles. Nu știu de ce mi-aici îmi arată în continuare Zinchenko cu 5, nu se adaugă. Nu mai știu care e regula, se adaugă, nu se adaugă, chiar îmi scap acum. Ar trebui să vină Haaland. Aș putea să vină aici Reece James, tocmai am zis de el. Și mai am 8,4, ceea ce nu este de ajuns. Deci nu putem cu James, chiar nu putem cu James. Îl putem lua pe Shar, a avut o primă etapă bună. În locul lui Perisic îl putem lua pe Sesenio și ne rămân 5,4 pentru mijlocaș. Ar fost bine totuși un 5,5, ar fi intrat Pascal Gross foarte bine aici. Însă putem să facem o schemă cu Almiron, dar nici Almiron nu a jucat, cine știe ce. N-a fost top of his form. Hai să ne ducem în spate să vedem aici cine a jucat, Vlasic. Am zis totuși că nu Sesenion, că aici aș vrea să iau Zufal, care e 4,5 și am rămâne cu 5,5 acolo în față. Zufal a jucat destul de bine, este bandă. Mai vedem aici la un 5,5 găsim. Cumva trebuie să aleg între Bai de la Aston Villa, care are următoarele 3 meciuri decente, cu Lerma de la Bournemouth, care are următoarele meciuri foarte grele, cu ar mai fi Podens de la Wolf, dar și el e 5-5 la bani, da, deci nu am de el, așa că mergem pe Bai cu 5, cred că este o alegere bună. Nu este nimic la 4,5 care să merite. Am face minus 12. Știu ce ziceți, minus 12. Dar trebuie schimbat ceva. Deși ca average merge bine echipa. Aș începe cu Ward în poartă, Cancelo, Zinchenko, Zufal, Saka, Salah, De Bruyne, Bailey, Jesus, Haaland și Greenwood. Aș putea să fac asta. Sau aș putea doar să scot pe Wan-Bissaka. Chiar nu joacă Wan-Bissaka și să-i găsesc în locuitor, care ar fi, sincer, Shar. Nu, care ar fi Zufal. Și ar veni el. Și atunci n-aș face minus. Aș putea să merg și așa. Dar Newcastle are destul de... are meciuri... Mi-este frică să nu-mi fie ciudă că nu l-am luat pe Haaland. Mi-este frică să nu-mi fie ciudă că nu-l iau pe Haaland, sincer. Și în același timp poate să fie și flop. City are meciuri ușoare, are... Na, primul roșu e abia în octombrie. Aici vedem cum ține United până aici, cum își ține ritmul. Tottenham, într-adevăr, o nucă tare. Aici nu ar trebui să avem probleme în mod normal. Nu știu. Încă mă gândesc foarte, foarte mult. După cum vedeți, most top transfer in this week. Haaland, Zinchenko, Mitrovic, Kulusevski și Martinelli in, out, Kane, Jesus, Perisic, Son și Cash. Eu nu l-aș da încă pe Jesus afară. Încă nu l-aș da pe Jesus afară și nu știu dacă și cu Kane e de grăbit. Dar nu poți să-i ții pe toți. Cam asta a fost pentru astăzi, în această minunată zi. Trebuie să vedem, trebuie să ne decidem. După cum vedeți, sunt într-o mutare activă aici, în spatele meu sunt
cutii, totul frumos, frumos vorba vine, aranjat unul peste altul, împachetăm. O să am probabil o zi, 2, 3, 4, 5, nu știu exact în care am să lipsesc un pic, pentru că voi fi în tranziție și în montare. Însă pregătesc un semi-mini studio, birou de gaming. O pregătesc ceva frumos și dăm drumul la treabă foarte, foarte în forță din septembrie. Acum așa, niște videouri de încălzire. Ne vedem în câteva zile, să vedem ce se întâmplă cu FIFA din sezonul următor, care-i treaba, care-i șmenul și ce chestii mișto ne aduc. Vorba vine. Până data viitoare, nu uitați, vă rog eu mult, să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe, să intrați pe Discord, aici, frumos, dați cu telefonul, scanați QR codul. Hai să mai vorbim. Tot felul de update-uri pe Discord, tot felul de chestii mișto. Până data viitoare, multă stimă și respect. V-am pupat. Servus.